Fostul premier Ion Chicu în studioul Europei Libere de la Chișinău, lider de partid în devenire, înțeleg eu, pentru că urmează grupul de inițiativă să înregistreze cea de-a 53-a formațiune politică în Republica Moldova. Nu e prea mare numărul de partide, domnule Chicu, ținând cont că și electoratul mai alege străinătatea și Republica Moldova e un stat mic? Mulțumesc pentru invitație, doamna Valentina. M-ați deja cumva numit lider de partid. Nu e scris nicăieri că eu sunt lider de partid, așa până când cumva coordonez activitatea grupului acesta de inițiativă care are intenția de a crea o formațiune de centru-dreapta, dar nu e scris nicăieri că e lider sau nu e lider. Deci e prematură. Cel mai probabil lider în devenire. Vedem, și la noi principiile sunt foarte democratice. Dar sunteți al patrulea șef de executiv fost care faceți partid. Nu am așa statistică, aceste cifre nu mă interesează, câte partide sunt, 53 sau mai mult, e important nu numărul de partide, nu persoanele care le vedeți acolo, auto-intitulate lideri sau președinți sau proprietari de SRL-uri politice, e important valorile și obiectivele pe care aceste formațiuni și le stabilesc. Ori eu cred că acea echipă pe care parțial am prezentat-o și sunt membri grupului de inițiativă au niște obiective foarte bune, realiste, în opinia mea, și de multe ori aceste obiective sunt unica opțiune sau soluție pentru țară. Și aici mă refer în primul rând la ceea ce am declarat noi, integrarea Republicii Moldova în spațiul european, în Uniunea Europeană, ca unică posibilitate de a ne păstra noi, moldovenii, statalitatea, independența și, dacă vreți, până la urmă, demnitatea de oameni cu stat, cu vatră. Și că știți, în lume, deși sunt peste 4.000 de popoare, statul lor au ceva mai mult de 200, printre care și moldovenii. Eu cred că noi cel mai nedorit lucru care putem să-l admitem, ca să pierdem statalitatea Republicii Moldova, unica posibilitate de a o menține, de a avea vocea noastră, votul nostru la Bruxelles, la Strasburg sau o altă capitală europeană, este să intrăm în Uniunea Europeană ca stat independent. Aceasta este realizabil, credeți-mă. Dar lucrul ăsta îl spun și partidii inclusiv care au viziuni de stânga. Și PSRM și liderul acestei formațiuni, Igor Dodon, exact asta spunea și el. Poate spunea, spun și stânga, spun și dreapta, mulți, important ce face. Atât noi de 30 de ani tot spunem lucrurile astea, am spus cel mai intens, am spus în perioada istoriei de succes, da, atunci noi tare ne-am integrat, dar din păcate noi tot timpul am știut să fentăm partenerii noștri. Iertați-mă că folosesc acest termen de fotbal. Iată, la fotbal pierdem 0-8, dar la fentat partenerii noștri occidentali, în primul rând, și nu doar occidentali. Suntem maestri ai sportului, cred că de clasă internațională. Reușim să-i ademenim cumva cu lozinci frumoase, cu declarații extra, pe urmă când ei vin și manifestă tot suportul pentru noi, le organizăm ceva de genul furtul miliardului sau stat captiv sau nu știu ce acolo mai sunt, da? Deci de ce aici, de fapt, este și siguranța noastră că integrarea europeană nu este ceva utopie sau ceva care, zicem, unii politicieni o iau ca armă de a convinge electoratul, da? Acesta este ceva realizabil. Este important că noi să ne facem tema de acasă. Iar faptul că unii politicieni declară sau nu declară, nu e atât de important. Important să arate ce pot. Dar dacă v-ați referit la, în special la domnul Dodon în privința că este orientat spre integrarea europeană, chiar cu 2-3 zile în urmă spunea ceva, după ce am anunțat noi că ne lansăm, că nu integrarea europeană este deja obiectivul partidului respectiv, invers. Nu vroia el o politică echilibrată? Este politică echilibrată, este un termen, dar să zici că nu dorești să te integrezi în Uniunea Europeană e cu totul altceva. Deci eu cred că cel mai bine să ne uităm cine și ce face. De exemplu, de văzut în 2020
cât s-a făcut pe dimensiunea implementării acordului de asociere, așa, ca să nu vorbim prea mult. Dar cât s-a făcut? Pentru că restanții erau multe. Restanții sunt multe, înțelegeți că restanțele nu sunt acumulate anul trecut, restanțele, așa, din păcate, din 14, când am semnat noi cu mare fast acest acord, tot le întindem, dar puteți vedeți, vă rog, cât s-a făcut în 2020 pe dimensiunea integrării energetice a Republicii Moldova, când s-au semnat proiectele astea de interconexiune a sistemului electric nostru cu cel european prin proiectul ăsta de 60 de milioane a băncii mondiale. Puteți să vedeți cu implementarea pachetului energetic 3, care tot timpul a fost, știți așa, un obiectiv irealizabil, pentru că aici avem Gazprom și nu știu ce. Invitați, vă rog, de exemplu, ori Ministerul Economiei sau directorul Moldova Gaz să vă spună tehnic cât s-a făcut. Dar care e soarta pachetului 3 energetic? Soarta pachetului 3 energetic este că Republica Moldova se aliniază și îl îndeplinește. Pași concret s-au făcut pe parcursul anului 2020. Ceea ce ne părea nou imposibil a devenit posibil, dar momente tehnice, deci, vă rog, tranzitul și distribuirea sunt este separate? Pregătit tot pentru separarea acestor aspecte ale activității. Da. Dar cel mai bine să invitați specialiști, anume partea tehnică. Dumneavoastră ziceți că integrarea europeană va fi prioritatea formațiunii? Este prioritatea formațiunii atât din suflet vorbind, pentru că toți suntem, clar, noi suntem popor european și asta e clar pentru toți. Dar este pe de altă parte și o lipsă de alternativă. Eu insist asupra faptului că dacă noi moldovenii nu înțelegem că dacă cel târziu, în 10 ani, nu obținem perspectiva de integrare, noi nu vorbim că în 10 ani o să fim membri a Uniunii Europene, dar o perspectivă clară, cum de exemplu e scris în acordurile de asociere a țărilor balcanice, aceleși albanii, e scris, dacă îndepliniți acordul de asociere, vedeți că ați spus perspectiva dumneavoastră, dacă îndepliniți. Exact, de asta dar și spun. Dar până la îndeplinire mai sunt pași de făcut. Lucru, știți, ochii sperie, mâinile apropie. Noi pur și simplu ne ia vorba pe dinainte și nu vrem să lucrăm, dar trebuie de lucrat. De aceea, dacă noi în perioada care am spus, nu obține cel puțin o perspectivă clară de integrare ca stat european în Uniunea Europeană. Deci atunci noi pierdem statalitatea. Nu vreau să spun prin ce formă, dar ea este una evidentă. Dar prin ce formă? Este clară forma. Deci noi, de mai mult de 20 de ani, ni se inspiră sau ne acreditează ideea în creierul nostru că moldovenii nu sunt capabili să se autoguverneze, nu sunt vrednici să se conducă ei pe alții. Ei, fără frate mai mare, nu pot și deja această convingere a noastră cumva capătă, știți, trece din generație în generație. Păi nu vedeți câtă criză este, nu vedeți că avem probleme și acolo și fără mâna întinsă noi nu supraviețuim. Deci asta încet, încet intră la nivel de ADN la noi. Asta este cea mai mare greșeală și cel mai mare păcat și trădare care o facem cel puțin față de strămoșii noștri, dar cu siguranță și față de urmași. De ce eu vorbesc lucrul ăsta? Pentru că realitatea este un pic alta și nu o să obosesc să spun, haideți să vedem la partea economică, la partea financiară în acești 2 ani de criză totală. Pentru că 19 a fost un an de criză politic, anul 2020 a fost un an nemai văzut în istoria Republicii Moldova și nu doar. Și acum, dacă zic de cifre, contactați, vă rog, Ministerul Finanțelor să vă spună ce venituri a încasat bugetul pe 25 martie. Știți că 25 martie este ziua când se achită impozitul pe profit pe anul precedent. Păi iată, în 2021, la 5 martie, a fost recordul absolut. Deci companiile au plătit impozitul pe profit pe rezultatele anului 2020, an catastrofă, cum le place la toți să spună, o cifră record, 707 milioane de lei într-o zi. Deci pe impozitul pe profit, deci nu doar pe impozitul pe profit, bineînțeles, dar asta e principală, impozitul de profit. În 2020 știți cât a fost pe 25 martie? 479. Încercați să comparați aceste două cifre. Deci în pofida unor încercări, provocări, funcționează sistemul. Deci moldovenii se pot autoguverna dacă doresc, cel puțin pe unele domenii. De aceea, dar în acești ani au venit și bani din afara Republicii Moldova. Banii au venit, mulțumim, dar eu vorbesc despre impozitele acumulatele pe intern, da, achitate de agenții economici din profit. Deci în 2020 întreprinderile au avut profit în pofida la tot ce se spune și au achitat pe 25 martie 2021 o cifră
record, 707 milioane lei într-o zi. De aceea încercările astea de a ne convinge pe noi moldovenii că stăm doar cu mâna întinsă sau trebuie să lăsăm mâine în jos și iertați-mă pentru gestul ăsta, să ne predăm ori fratelui mai mare din stânga, ori fratelui mai mare din dreapta, trebuie combătute dacă mai avem un pic de demnitate, dacă ne gândim la urmași și la strămoșmi. Dar societatea moldavă e divizată inclusiv pe aceste criterii. Exact. Și tocmai vroiam să vă întreb, care e fratele mai mare căruia îi se supune Republica Moldova? De fapt, divizarea societății tot a avut, ea a fost artificială, noi înțelegem lucrul ăsta, divizarea societății tot a avut obiectiv ca să acrediteze ideea moldoveanului că el nu poate să se autoguverneze. Înțelegeți? Voi trebuie să fiți ori cu cei, ori cu ceilalți. Pentru că dacă nu sunteți cu cei sau ceilalți, voi o să... Cine sunt acei? Păi bine, cine a fost frate mai mare până în 91 aici? Și-l cântam prin poezii și peste tot. Tot noi mai răsăriți, da? Cine a fost frate mai mare? Era peste tot. Cine în cale spre devenire frate mai mare? Tot e clar. De ce? Noi trebuie să lăsăm într-o deci parte... Deci vă referiți la Federația scindarea. Rusă și România. Nu mă refer nici la Federația Rusă, nici la România. Dar deci, la cine? Toți moldovenii știu cine sunt frați mai mari și cine sau... Dar mai spuneți-mi și dumneavoastră. Eu, noi avem ca obiectiv să ne consolidăm. De fapt, și în denumirea propusă a formațiunii este cuvântul consolidare. Dacă noi nu înțelegem că ne scindează cineva artificial, noi o să, scuzați, dispărem ca popor, chiar și ca stat. O să dispărem. Scindarea aceasta artificială are la bază doar intenția de a ne, zicem așa, lăsa fără stat, fără demnitate și tot așa mai departe. Dacă mai avem un pic de demnitate, haideți să găsim obiectivele sau ideile care ne consolidează. În mod normal, eu pot să am o viziune, din asta altă viziune, dar eu sunt sigur că putem identifica 5-10 obiective care pot să ne unească, să muncim împreună și eu cred că toate aceste obiective, mai mult sau mai puțin, sunt ancorate în ceea ce am spus noi de ștenința din integrare europeană. Domn Chicu, dar dacă îl învinuim pe fratele mai mare, totuși acel milion de moldoveni aflați peste hotare au plecat din vina autorităților de aici. Eu nu învinuiesc pe nimeni. Deci niciodată războiul nu se pierde din cauza oponentului sau inamicului. La baza oricărui eșec stă, în primul rând, partea, deci modul cum s-a organizat sau cum a tratat un conflict sau altul sau o situație sau alta, anume partea ta. Sărăcie, corupție, nedreptate. Exact. Ăștia sunt dușmanii exact, care exact. Alungă lumea și ultimul din țară. Lucru care trebuie să-l facem, să dăm vina pe alții. Haideți noi să înțelegem, să încercăm să înțelegem de ce am ajuns noi în așa situații și dacă pui o diagnoză corectă, poți trata și boala corect. Dar eu vă spun, din ceea ce înțeleg eu și cred că ceva înțeleg în viața asta, cheia sau cea mai mare cauza problemelor noastre este faptul că au reușit să ne scindeze, azi ne duc încolo, mâine ne duc dincolo, azi ne spun că vorbim o limbă, mâine ne spun că altă vorbim limbă, azi suntem albi, mâine suntem negri și iată că așa de fiecare dată ne duc într-o parte în alta. Și noi încet, încet deviem de la obiectivele naționale care trebuie să fie. Asta e toată explicația. Știți că deseori vi s-a reproșat și dumneavoastră că ați luat cetățenia României exact așa cum au făcut-o și în multe alte sute de mii de cetățenii ai Republicii Moldova. Exact. Reproșuri poate să-mi aducă multe și eu mi-aduc. Cred că eu campion la autoreproșuri sunt eu, credeți-mă. Da? Deci, dar dacă umblăm cu reproșuri fiecare ce a făcut la o etapă a vieții sau alta, deci nu este cea mai constructivă. Cetățenia, marea majoritate din cetățenii Republicii Moldova, dacă ar avea posibilitate, și-ar face 10 cetățenii, cum o fac și alții din alte țări când au posibilitate. Deci aici nu trebuie să confundăm cetățenia cu dorința moldovenilor de a-și păstra statalitatea. Deci, eu sunt sigur, încă o dată să vorbesc, că marea majoritate, chiar și a moldovenilor, care, ca mine, care au obținut cetățenia românească, care respectă și iubesc România, deci, în primul rând, ar vrea să-și păstreze statul Republica Moldova. Eu sunt sigur de aceasta. Dar asta deloc nu înseamnă că dorind să-ți păstrezi statalitatea, zicem, și demnitatea de moldovean, asta înseamnă că ești numai decât să obligatoriu oponent ai României sau altcuiva. Faptul că și pe asta se speculează, asta tot este o încercare de a ne diviza. Din păcate, trebuie să avem suficientă inteligență și înțelegere
care sunt cauzele acestei scenderi și ce scopuri se urmăresc atunci când o parte de mass media ne împart într-o tabără, cealaltă parte în altă tabără, în funcție de cine plătește. Da, ați finalizat litigiul referitor la retragerea cetățenii României? Vă supărați, eu n-am niciun litigiu. Am înțeles că este un politician acolo care a decăzut din garnitură și încearcă prin, nu mă supărați, prostii de genul ăsta să-și recapete, dar statul român este un stat solid care nu se lasă implicat în... Deci eu nici nu comentez. Eu n-am niciun litigiu. N-am nicio... Și nici nu renunțați la cetățenia României. De ce ar trebui să renunț la cetățenia României, nu? Ați spus despre opțiunea europeană și un pic o să mai deschidem parantezele, dar imediat după ce ați anunțat crearea partidului, ați mers la PSRM. Nu e adevărat. Tocmai dumneavoastră ziceți că ei acum au făcut un pas înapoi și nu se gândesc la integrare europeană. A trebuit să mergeți la PSRM? Înțeleg ce vorbiți și aici o să aduc, cu tot respectul față de unele surse media, o să vin mai multe detalii. Vă amintiți, prima dată am anunțat despre discuțiile că între colegi, că intenționăm poate să lansăm un proiect politic, a fost la o emisiune, la o televiziune și o să spun care a fost, TV8, și atunci fiind întrebat, dar cu domnul Dodon vă mai vedeați? Eu am spus, m-am văzut în ianuarie și mâine la 15 am de mult stabilit o întrevedere cu dumnealui și o să mă întâlnesc cu alți lideri de partide. Păi mâine la 15 eu m-am dus să mă întâlnesc, așa cum am declarat în etier direct, ca aceeași televiziune să fie acolo să mă aștepte, le-am dat interviu, dar titlul a fost, l-am surprins acolo, știți? Eu sunt bucuros pentru faptul că prezint interes, dar aici un pic era planificată întrevederea respectivă, am anunțat-o în direct și discut de atunci cu mai mulți lideri, cum și-am declarat politici, am discutat cu mai mulți, săptămâna viitoare o să mai discut. O să vă spun la final cu cine am mai discutat, chiar săptămâna viitoare mă întâlnesc, încă o dată vă spun, cu mai mulți reprezentanți ai forțelor politice, cu simplu mesaj, trebuie de consolidat eforturile în jurul la 5-10 obiective care ar uni moldovenii. Și apropo, în ceea ce privește întrevederile, da, în primul rând trebuie cu oamenii, cu liderii de partide, cu zicem, persoanele cheie din aceste partide. Eu mă întâlnesc cu ambasadorii statelor parteneri sau care s-a acreditat aici. Chiar astăzi la 10 m-am întâlnit cu domnul ambasador a Federației Rusie, săptămâna aceasta m-am întâlnit cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii, ceva timp în urmă am discutat cu ambasadorul Germaniei, săptămâna viitoare o să mă întâlnesc cu alți ambasadori, cu ideea, intenția de a ajuta țării noastre, anume să ne concentrăm pe aceste obiective. Și am discutat, apropo, nu doar cu ambasadori, dar cu reprezentanți ai mai multor state, instituții, chiar și cu unii a trebuit să mă... Deci, care nu sunt neapărat, zicem, acreditați în Republica Moldova, chiar și în străinătate m-am întâlnit cu unii, de discutat, de explicat care e viziunea oamenilor cât de cât pragmatice în Republica Moldova vis-a-vis de viitorul Republicii Moldova. Și eu cred că marea majoritate din ei, dacă nu pot spun toți, salută intenția noastră, a moldovenilor, cel puțin a unei părți, de a se concentra anume pe obiective realiste, pragmatice, care vin să rezolve problemele acestei țări. Deci la Igor Dodon, după blagoslovire, nu ați fost atunci. Știți cum, puteți utilizați orice termen, dar nu prea am eu nevoie de blagoslovire sau asta. Eu fac, după cum am spus, cercul ăsta, în primul rând, să informez pe fiecare despre intenții, că așa e. Dar chiar nu v-a propus domnul Dodon să mergeți în partidul său? Păi am spus că mi-a propus și iarăși la acel interviu am spus că mi-a propus să merg. Noi probabil că avem diferite viziuni, nu înseamnă că nu avem și viziuni comune. Eu cred că și anul trecut au fost mai multe viziuni comune, au fost și divergențe, nu vreau să le scot în evidență, rămână unde au fost. Dar noi ne-am exprimat foarte clar cu
unde vedem noi, zicem, direcția de integrare a Republicii Moldova. Ca să punem punct referitor la opțiunea pro-europeană pe care o să o împărtășească formațiunea din care o să faceți parte, îl mai citesc și pe bășținașul dumneavoastră, Ion Chicu, ex-premierul, care spunea că critică această inițiativă a dumneavoastră de a lansa un partid politic declarat pro-european în condițiile în care acesta a atacat dur anterior România și unii demnitari europeni. Probabil ați spus domnul Sturza, cum v-ați menționat, tot Chicul ați menționat, dar ex-premierul, da, dacă e vorba de Sturza, vreau doar să verific. Fiecare cetățean a Republicii Moldova sau a României are dreptul să se exprime. Eu apreciez foarte mult poziția domnului Sturza. Dumnealui vede în felul următor, înseamnă că el vede în felul următor. Ce e important de menționat, dumnealui parțial are dreptate că drumul european a Republicii Moldova trece prin România. Și la propriu și la figurat, la propriu e clar, noi avem obiectiv integrare europeană, ceea ce se însemne în mod direct și firesc căderea hotarului, toți ne dorim să cadă hotarul între noi și România, să cadă hotarul de pe Prut. Deci, într-adevăr, drumul în Europa merge prin România, dar are dreptate și pe partea că pentru a avea suport, susținere în această idee, trebuie să avem un dialog bun și susținere din partea Bucureștiului. Eu nu mă îndoiesc că este și va fi și Bucureștiul tot timpul a declarat că va susține Republica Moldova pe calea integrării europene. Cât privește atacurile mele asupra României, haideți să ne uităm obiectiv la lucruri. Eu nu am atacat niciodată România. Dacă am spus că este corupție undeva, asta am spus-o inclusiv conducându-mă de date, corupția în Republica Moldova este mai mare ca în România, dar nu este țară în Uniunea Europeană în care să nu fie corupția. Din păcate, România și alte state figurează cam în topul listei corupția. Asta nu înseamnă că tu ataci România, asta înseamnă că constați niște lucruri, poate vedeți și sondajele interne și o să vedeți ce, dar că asta se consideră atac. Dacă se consideră atac împotriva României, de exemplu, cazul cel tot speculat masiv de forțele politice de aici de la Chișinău cu ajutor umanitar, de exemplu, care a fost, care nu știu de ce au decis toți că Chicu i-a dus sub pod. Eu vreau să vă spun și aici mai multe detalii ca să fie clar. Atunci când am fost informat de partea română că ne vor oferi acest ajutor frățesc și se solicită ca să fie coloana respectivă întâmpinată pe piața Marea Adunării Naționale, și aici eu sper că cei care am comunicat cu ei o să vă spună care a fost răspunsul, am spus atâta timp cât eu sunt prim-ministru, mașini militare pe piața Marea Adunării Naționale, mașini militare a oricărui stat, indiferent, nu vor intra. Deci pentru că aceasta înseamnă, în primul rând, crearea de precedente. Deci astăzi o să vină mâine, poi mâine o să dorească alții să vină cu mașini militare și tot așa mai departe. De aceea, asta a fost poziția. Inițial, poziția respectivă, apropo, a fost acceptată și propunerea de loc alternativ, pentru că noi am propus la Institutul de Urgență, strada București, până la urmă a fost acceptată. După aceasta, propunerea de a avea acea ceremonie de întâmpinare sub telecentru nu a fost din partea Guvernului Republicii Moldova. Deci a fost nu din partea Guvernului Republicii Moldova, vă spun cu toată responsabilitatea. Dumneavoastră ați mai declarat că a fost agreată inclusiv de ambasadorul României la Chișinău, deci, domnul Ioniță. Propunerea pentru locul respectiv nu a fost din partea Republicii Moldova și o spun cu toată responsabilitatea și avem și corespondența respectiv, dacă este vorba. Dar credeți-mă că așa a fost. Deci ea supo de la telecentru, nu eu i-am dus, deci nu eu am propus și nimeni din guvernul nostru nu a propus acolo. Invers, eu până la acea ceremonie nu am întâmpinat niciun ajutor umanitar, pentru că am mai fost până la acea coloană, n-am alergat după poze, dar când au venit de la frații români, am spus că vin și la hotar, la Leușeni și vă întâlnesc, am fost și la ceremonie. De aceea când se încearcă a specula pe niște momente de astea chiar care sunt umane, deci sentimentale, este cel mai dezgustător. Eu nu am încercat cumva să știți să contrazic lucrurile astea, pentru că nu face față. Să creeze un scandal
artificial, dintr-un gest atât de frumos și frățesc, este probabil cel mai josnic. Eu nu am vrut să continuă aceste dezbateri care nu ne fac față. De ce eu nu știu ce stă la baza chiar învinuirilor unora, inclusiv a stimatului domn Sturza, zicând că eu sunt antiromân sau altceva. Și mai sunt, credeți-mă că mai sunt mai multe de spus din relațiile pe care le-am avut pe parcursul mandatului meu. Tot timpul am vrut să avem relații bune și am menționat și insist asupra acestui lucru, indiferent de clasa politică de pe Dâmbovița sau de pe Bâc de aici, nimic deja nu mai poate altera relațiile prietenoase, frățiești, între ambele maluri a Prutului. Este Chicu la Chișinău, Orban la București sau Sandu aici și altcineva acolo. Ei nu mai pot face nimic ca să strice relațiile. Și asta e cea mai mare, eu știu, realizare, dacă vreți, în ultimii 20 de ani, dacă vorbim de relația Chișinău-București. De ce a ratat Republica Moldova cele peste 60 de milioane de euro din creditul de 100 de milioane? Foarte bună întrebare și aici tot trebuie detalii. Vă amintiți că acest acord a fost semnat în 2010, promisiunea domnului președinte Băsescu, că vor oferi 100 de milioane. Iată, au trecut 10 ani de atunci. De la acordul inițial, deja au fost 5 protocoale adiționale. Ultimul a fost semnat, dacă nu greșesc eu, la insistența părții moldovenești încă în 2019. Era vorba de cele 3 milioane de euro granturi pentru reparația grădinițelor și aici vreau să mulțumesc foarte mult Guvernului României și poporului României pentru acest ajutor, că într-adevăr foarte multe grădiniți prin intermediul FISM au fost reparate și imediat după semnarea protocolului 5, Guvernul Republicii Moldova a remis propunerea pentru protocolul 6 deja. Deci a fost cel puțin 3, eu le știu, dar îmi pare că a fost una și de la Guvernul Filip, dar prima care o țin minte a fost semnată de doamna fostă ministru agriculturii, pentru că e pe dimensiunea dezvoltării regionale și asta ține de ministrul agriculturii, doamna Georgeta Mincu, ministru agriculturii și dezvoltării regionale din guvernul Sandu. Asta s-a întâmplat în vara anului 2019. Ulterior, două propuneri au mers semnate de domnul Pierjo, ministru actual agriculturii. Asta a fost în vara, toamna anului 2020, cu propunerea de a încheia și protocolul 6. Unde s-a împotmolit și de ce? Deci, răspunsuri nu am avut la propunerile părții moldovenești. A venit un răspuns cu o poziție diferită din partea Guvernului României în noiembrie. Era diferit? În noiembrie erau alte propuneri cu alte condiții. Care? Bineînțeles, mai mult politice, bineînțeles, ministerele. Hai să exemplificăm autorități, ca să ne fie clar. O să solicitați, vă rog, corespondența de la colegi și o să vă spună care sunt, nu vreau să intru mult în detalii. Deci, bineînțeles, când vii cu propunerea din partea altui stat de a încheia un acord suplimentar, bineînțeles că este necesar de examinat. Între timp au avut loc procesele respective de la Chișinău cu demiterea guvernului, cu jos în 3 ore și tot așa mai departe, deci procedura respectivă a continuat. De atunci însă colegii, chiar și din guvernul interimar, au discutat cu partea română. Apropo, și președinția a fost informată și implicată în proces. Faptul că într-o duminică seara și partea română și doamna președinte au ieșit cu declarație oficială că mâine dimineață expiră acest acord și nu mai putem face nimic, cred că tot la oamenii care judecă un pic pot să trezească multe semne de încercare. Eu nu înțeleg multe, dar din păcate, în 10 ani... Am aflat că condiționalitățile cele se regăsesc și în acordul de asociere pe care îl are Republica Moldova cu UE. Din păcate, în 10 ani, partea noastră a fost în stare să valorifice doar 32 de milioane din 100 de milioane. Deci în 10 ani, din care primii 5 au fost istoria de succes, au fost acele guverne neterminate, interminabile AIE, da? De la 1 până la IEN. Iată, în acea perioadă nu s-a reușit practic să valorifice nimic. Dar să ratezi 68 de milioane de euro. Exact. Acum situația e destul de grea. Exact. În condițiile în care din aceste 10 ani, Chicu a fost doar un an și se atribuie lui că le-a ratat
Deci, dar pe timpul guvernării dumneavoastră cât ați valorificat, ca deci să ne fie clar? Pe timpul guvernării, nu am ele, deci anului 2020, s-au valorificat banii care erau încă în 2019 în protocolul numărul 5 și am lansat discuțiile pentru protocolul 6. Deci prin intermediul FISM-ului pot să vă prezinte până în ultimul cent câte grădiniști, cât asta. Mie mi-e greu acum să vă spun cifra finală. Haideți să vorbim despre demisia dumneavoastră. Totuși ați fost silit, a fost de bunăvoie acea plecare din fruntea guvernului, pentru că ne amintim foarte bine declarațiile pe care le-ați făcut atunci, că intenția este ca să se ajungă la declanșarea anticipatelor, lucru care nu s-a mai întâmplat. Bineînțeles că am fost silit, că niciun om care ține la țară, la funcția sa sau, eu știu, la activitatea, nu pleacă pur și simplu ca așa, că nu mai are dispoziție sau nu știu ce. Dar e important ce m-a selit să plec. Cine v-a selit? Cine, nu trebuie să speculăm. Pe mine, pe mine la capitolul cine n-ar trebui să mă luați, că credeți-mă, nu funcționează. Nu-i cazul celălalt, cum să spunem. Eu am spus foarte clar și continui să spun, Parlamentul actual al Republicii Moldova nu are credibilitate. Imediat cum s-a format în 2019, s-au început trecerile astea dintr-o parte în alta, vedeți cât de repede schimbă în funcție de ce instrucțiuni primie sau altceva. Deci eu încă la 12 septembrie 2020, când au revenit, sau la 11, când au revenit deputații din vacanță și ne-am mers cu acel proiect de susținere a economiei și alte proiecte importante, am văzut ce se face, încă atunci am postat pe Facebook și dacă o să verificați că este și acum postarea mea, acest parlament trebuie să plece. Deci, și după ce am discutat cu doamna Sandu, propunându-i cale înțeleaptă de a demite parlamentul, adică ei 90 de zile să nu aprobe niciun act, dar, zicem, și aici începe impunerea, da? S-a axat pe nu, guvernul trebuie să plece, că noi nu vedem altă cale. Și protestul cel din 6 decembrie cu aratul prin scoarul catedralei, vă amintiți lucrul ăsta? Da. Deci s-a mers pe demisia guvernului. Dacă s-a văzut că asta este cea mai bună cale de demisia parlamentului, eu m-am conformat, pentru că până la urmă trebuie să înțelegem. Doamna Sandu a obținut la alegerile prezidențiale sub 60%. Asta e un vot foarte mare de încredere. Deși eu cred că pentru ea au votat cu mult mai... Anume, pentru ea au votat mai puțin decât 60%. Cineva sau foarte mult s-a votat împotriva contracandidatului și voturile s-au dus acolo, dacă să discutăm așa realistic vorbind. Dar revenind la demisie, deci primul element a fost faptul ce prezintă acest parlament. Al doilea element a fost, judecând după rezultatele alegerilor prezidențiale, este clar că societatea iarăși va fi foarte puternic scindată când avem un parlament de un fel și președinția de altfel. Pacea civică este exact obiectivul pe care vrem să-l obțin prin această demisie. Eu o să vă răspund că văd că întrebarea v-a spus Dodon să vă dați demisie sau nu, vă spun de atât că nu și nu are nimic. Da. Alt element important care m-a determinat a fost, dacă doriți, și acele legi aprobate în decembrie în Parlamentul Republicii Moldova. Iată aici am vrut să ajungem și da. Ați fi acceptat să fiți premierul unui guvern care are sprijinul socialiștilor cu cel al deputaților din Partidul Șor și din Pentru Moldova? Credeți-mă că nu e atât de important cine sprijină un guvern, dar important unde îl sprijină. Eu mi-amintesc critici duri ați avut dumneavoastră la adresa unor deputați din Parlament. Exact, am avut critici împotriva unora și altora, dar aici nu a fost determinant cine votează, de exemplu, pentru legea bugetului care trebuie pentru țară. Determinant a fost că într-un moment oarecare guvernul cumva s-a simțit în general fără suport. Suport din partea Parlamentului. Pentru că atunci când Parlamentul a votat câteva legi foarte controversate și am spus foarte clar, guvernul Republicii Moldova a vis pozitiv pe aceste legi, nu va da atâta timp cât și eu prim-ministru. Mi-amintesc. Pentru că fără avizul guvernului, aceste legi sunt atacate la Curtea Constituțională și că au componenta financiară. Da. Deci asta a fost poziția fermă a guvernului. Atunci când Parlamentul a cumva ignorat această poziție, eu în linie mare am tratat-o ca un fel de
zicem, retragerea suportului acestui guvern, dacă să vorbim. Asta e doar dacă nu ia în dovadă. Calcul avizul guvernului. Deci asta tot este un gen de răspuns, ai fost impus sau nu impus. De ce răspunsul aici este nu de ce sau ce v-a impus, dar nici cum nu cine. În momentul când am anunțat că o să fac, că o să merg la demisie din cauza că trebuie să provocăm alegeri parlamentare, bineînțeles că am informat președintele țării de atunci, președintele Parlamentului și am anunțat societatea că toți au acest obiectiv de a provoca alegeri. Că peste timp s-a mai schimbat ceva, în primul rând datorită evoluției pandemiei, eu pot să înțeleg acest lucru, dar eu sunt ferm convins că dacă anul acesta Parlamentul respectiv nu este dizolvat și nu se organizează alegeri, noi nu o să revenim la pace civică, nu o să revenim pe o cale de favorire și o să continuăm să fim unul cu galbene, alții cu roșii și cineva cu culoarea struguriei. Dar dacă dumneavoastră ziceți că trebuie să aibă loc alegeri anticipate, instituirea acestei stări de urgență totuși a făcut să fie amânat termenul declanșării, eventual dacă vine și verdictul de la Curtea Constituțională care va spune că s-au întrunit toate condițiile pentru a fi dizolvat acest legislativ. Instituirea stării de urgență, în opinia mea, este o măsură necesară, recomandată, dar cam întârziată. Dar oricum, mai bine mai târziu decât deloc. Vreau să fac aici o paranteză, am mai făcut-o. Instituirea stării de urgență nu înseamnă așa numitul lockdown, care toți îl folosesc. Instituirea stării de urgență este un instrument care îi se oferă comisiei situații excepționale, exact cum a avut anul trecut, să ia niște decizii rapide și operative. De exemplu, să instituie restricțiile care le-au instituit aseară, da? Tot această comisie poate să decide într-o săptămână că le ridică aceste, da? Asta e ideea. Adică că, chiar da. Dacă e anunțat pentru 60 de zile, pentru 2 luni, poate să le ridice mai repede. Chiar dacă e anunțat peste starea de urgență pe 60 de zile, comisia situații excepționale pot, de exemplu, pe o săptămână să decide închiderea mall-urilor, pe urmă să le redeschidă în cadrul acestor 60 de zile. Poți ia alte decizii. Poți dar ia, se deci păstrează durata de 2 luni? Dacă Parlamentul decide între timp că ridică această stare de urgență la 30 de zile, înseamnă că pot să revină la această decizie. Deci, însăși, instituirea stării de urgență, în opinia mea, era recomandabil și trebuia de făcut de mai demult. Mai departe, CSIE ăsta, Comisia Situației Excepționale, centrală, raională și la nivel de primării, pot să convoace, să decide, să introducă restricții sau nu. Este clar că instituirea acestei stări de urgență cumva deplasează acest, să zicem, calendar politic, dacă putem să-l numim. Într-adevăr, conform legii 212, pe perioada stării de urgență nu poți organiza alegeri. Eu cred că Curtea Constituțională o să decidă, sunt sau nu întrunite, zicem, toate condiții, elementele și condițiile pentru dizolvare, dar este clar că dacă rămâne în picioare această stare de urgență pe la 1 iunie, alegeri parlamentare pot fi deja anunțate, considerând iarăși ceea ce prevede legislația, nu mai devreme de 60 de zile și nu mai târziu de 90 de zile din momentul apariției decizii Curții Constituționale. Vorbind realistic, eu nu cred că nici fizic este posibil să organizeze alegeri parlamentare în luna iunie, da? Oricum, dar ce în ce lună? Credeți că ar fi posibil și fizic și legal? Eu sper foarte mult că aceasta va fi posibil cel târziu în toamnă și sper, și când zic că sper foarte mult, vor fi condițiile acestea cu pandemia mai mult sau mai puțin ni vor permite să organizăm asemenea exerciții. Se zice că măsurile sunt destul de drastice pentru această perioadă când va dura starea de urgență. Eu am mers la Strășeni și am discutat cu reprezentanții mediului de afaceri, reprezentanții Horeca, tare nemulțumiți că chiar și în anul trecut au fost impuși să achite taxele, nu au fost scutiți așa cum le-a promis guvernul. Există totuși o neînțelegere sau ce există la mijloc că lumea rămâne nemulțumită? Eu știu declarația dumneavoastră că aceste condiții dure ar trebui să îi facă pe unii să-și reprofileze activitățile, să caute alte oportunități. Asta este unul din declarații, dar cel mai important este, în primul rând, aceste restricții nu sunt introduse numai pe insula numită Republica Moldova. Haideți să ne uităm cum abordează această criză, această provocare toată lumea civilizată, inclusiv noi. Primul, deci carantin, lockdown și tot așa mai departe și acum este în toată Europa și credeți-mă că este cum mai strict. Asta e prima ce trebuie să menționăm. Doi,
nu există nicio restricție, nicio măsură care ar putea satisface toți oamenii. Noi, prin firea noastră, vrem să fim liberi. Și atunci când îi spune cineva lui Chicu, stai în casă, Chicu o să fie foarte, foarte pornit rău împotriva guvernului. Sau dumneavoastră. Asta e firesc, să vrei libertate. Dar noi suntem oameni, homo sapiens suntem, ființe, nu, care trebuie să înțelegem realitatea. Acest virus ne cosește literalmente și dacă noi nu ne protejăm, noi viața noastră o să ajungem unde ajungem. Deci restricțiile respective, 5.000 de oameni și-ar pierdut viața. Restricțiile respective și oricare alt gen de restricții pentru copii maturi sau în vârstă nu pot să placă. Dar noi suntem oameni raționali. Statul trebuie să aibă posibilități financiare ca să ofere sprijin cetățenilor. Statul trebuie să aibă, dar chiar și în condițiile când statul nu are, cetățenii, noi fiecare, trebuie să ne protejăm, chiar dacă nu are. Dar nu a fost cazul anului trecut, vreau să vă spun. Deci noi am mers cu măsuri de susținere. Și eu cred că dacă verificați, a mai primit cineva vreodată în Republica Moldova, în situații de criză, restituirea impozitelor plătite pe salariu, a fost vreodată? N-a fost. Noi am făcut lucrul ăsta. A mai subvenționat cineva dobânzile la credite vreodată? A fost? N-a fost. Este adevărat că noi încă din primăvară am spus, bani pe cont pur și simplu nu o să vă remitem. Dacă lucrați, dacă activați și plătiți salarii, noi vă ajutăm, vă plătim impozitele. Și dacă este cineva care s-a adresat la FIS și n-a primit banii respectiv, vă rog să-mi spuneți, dar nu sunt. Dar eu revin iarăși la indicatorul, pentru că e mai mult speculații. Revin la indicatorul încasărilor bugetare la 25 martie 2021 pe impozitul de profit. Deci ca să plătești sumă record pe acest impozit, trebuie să ai profit record în 2020. Profitul asta înseamnă, nu toți, bineînțeles, dar marea majoritate, au funcționat, au activat și chiar au înregistrat profit. Da, sectorul Horeca a fost cel mai mult afectat, dar nu doar în Republica Moldova, peste tot. În măsura posibilităților, statul a acordat acest suport. Eu vreau să cred că și în anul 2021, inclusiv doamna Sandu va veni cu propuneri de susținere a agenților economici, până când îți declarații. Vreau foarte mult să cred. De exemplu, aș vrea să cred că nu va renunța la cele câteva sute de milioane de lei care le-am pus noi în buget pentru atragerea diasporei acasă. Acele, mie îmi scapă acum, ori 200, ori 300 de milioane, sunt destinați pentru subvenționarea salariului oamenilor din diasporă care vin acasă și angajează. Exact așa, toate impozitele pe salariu pe care le achită patronul și angajatul pentru o persoană din diasporă, statul îl subvenționează. Macar ceva măsuri să facem. Sper că nu vor anula această măsură. Macar dumneavoastră asta. Și eu rămân convins că unica posibilitate de a scăpa, cum se spune la noi, de votul diasporei, că mulți vor să scape, alții vor să-l speculeze, alții îl speculează foarte iscusit. Unica posibilitate este de a aduce diaspora Dar acasă. Ce ar însemna să scape de votul diasporei? Păi unora nu le plac voturile diasporei, alții vor să-i țină mult acolo pentru că le place cum votează diaspora. Dar dacă ne gândim la interesul național și la moldoveni, hai să facem tot ce posibil să aducem măcar o parte din oamenii noștri plecați de acolo. Și eu cred că unul din instrumente este ceea ce am propus. Bani în buget pentru a le plăti lor sub formă de impozite salarii. Și asta o să fie una. Dar ce s-ar întâmpla dacă s-ar decide la nivel politic să fie privați cei din diasporă să voteze? Eu cred că aceasta este cea mai proastă cale de a decide. Să decizi, să iai cel mai fundamental drept a unui cetățean, dreptul la vot. Că nu-ți place votul diasporei, nu, diaspora este divină. Haideți să... Domn Chicu, dumneavoastră insistați și vorbiți cu mândrie despre acumulările care se fac la bugetul de stat. Dar haideți să vă provoc și să vă întreb, dar câți bani ați împrumutat de pe piața internă? Cu mândrie vorbesc despre capacitatea sistemului financiar al nostru de a acumula impozite. Trebuie să înțelegem că orice stat trăiește în primul rând din impozitele acumulate și în Republica Moldova, în pofida iarăși a tuturor speculațiilor, 90%, în jur de 90%, deci ne autofinanțăm, este din încasările noastre și asta este un element important. Nu trebuie să uităm, noi nu trăim cu mâna întinsă în ceea ce privește împrumuturile de pe orice piață, nu are mare, zicem, rol, importanță de unde. Asta este o politică normală a oricărui guvern, să se împrumute în
orice circunstanțe, dacă dumneavoastră ați vedea cât s-a împrumutat aceeași România anul trecut, alte țări, Italia, vedeți, sau dacă ați vedea, ați încercat să verificați care e ponderea datoriei statului în produsul intern brut comparativ a Republicii Moldova și a vecinilor, o să înțelegeți mai profund lucrurile, da? Deci noi am împrumutat pe o cale absolut normală, cum fac toți împrumutul, plasarea hârtiilor de valoare pe piața internă și externă este un instrument de management al lichidităților care utilizează atât guvernele cât și corporațiile. De aceea, aceste declarații că s-a împrumutat mult sau mai puțin, ele totuși mai mult așa cu tentă politică. Analizați, vedeți cum se fac aceste lucruri. La cât se cifrează împrumutul de pe piața internă pe când erați dumneavoastră la guvern? Pe parcursul anului trecut au fost plasate VMS-uri, dacă nu mă greșesc eu, sub 6 miliarde de lei, încă trebuie să mă uit mai exact, cam o sumă tot de acest, tot așa în jur de 6 miliarde a fost împrumutate de pe extern. Apropo, la capitolul țara a fost izolată, deci în 2020 guvernul în care am avut onoarea să lucrez, a reușit să atragă surse externe, inclusiv FMI și alții, cifră record, comparați toți anii de independență, dacă a fost vreun guvern, care a reușit să atragă de la FMI sau de la alte instituții financiare o sumă mai mare. Luați cifrele că ele sunt. Dar n-ați reușit să semnați un acord cu Fondul Monetar Internațional. Exact, în primul rând, dacă vrem să spunem ce n-am reușit, poate vreți să menționați că pentru prima dată în mulți ani guvernul sau țara, mai bine spus, a reușit să finalizeze un proiect cu FMI în martie 2020. Deci asta e primul element care îți dă posibilitatea de a încheia un nou program. Deci a fost eforturi comune a trei guverne, Filip, Sandu și Chicu, dacă le numim așa. Deci asta în primul rând redimensionat. În iulie 2020, guvernul în care am lucrat a negociat și a reușit să ajungă la acord cu FMI pe toate componentele, iarăși ajungând la o sumă, iarăși record, 550 de milioane în pachet. E adevărat că acolo am insistat să punem reforme gen reforma autorităților publice centrale și locale, reforma justiției, asta tot se regăsește acolo. Dar trebuia să îndeplinească niște condiții Republica Moldova, condiționalități. Toate care au fost pe dimensiunea guvernului, toate au fost îndeplinite. Și proiecte de legi le-am dat în guvern. La urmă, în decembrie, urma Parlamentul să aprobe trei viceguvernatori la Banca Națională. Guvernul nu are absolut nimic cu asta. Și urma să intre în vigoare legea despre consolidarea independenței băncii naționale, care noi am elaborat-o, am prezentat-o în Parlament, a fost votată, a fost remisă la președinție, dar din păcate întoarsă. Deci pe dimensiunea guvernului, de ceea ce a răspuns partea executivă, a fost făcut absolut doar tot. Doar restanțele Parlamentului au rămas. Din păcate au rămas restanța pe numirea viceguvernatorilor, da, și aceasta legată de restituirea în Parlament a legii, nepromulgarea acestei legi. Eu sper, și înțelegeți, odată fiind votate aceste legi, astea sunt condiții foarte simple de îndeplinit. Altceva, că intrând în această etapă, zicem, de instabilitate politică, se tergiversează mai departe. Dar tot ce am vorbit și ne-am înțeles cu FMI pe parcursul anului 2020, noi am făcut. Repet încă o dată, noi am finalizat programul cu FMI, am luat în aprilie acele 234 de milioane de dolari. Apropo, acolo una din condiții era că guvernul, autoritățile Republicii Moldova nu vor crea impedimente în activitatea agențiilor economice. Acolo scris negru pe alb. Și se referea, apropo, și la restricțiile la export. Deci, când am văzut o inițiativă cu 3-4 zile în urmă, nu o să o cataloghez, de a interzice exportul de grâu în condițiile când mai ai 3 luni până la roadă și grâu este suficient în țară, încălcând în mod flagrant acest acord cu FMI, care poate avea consecințe grave, aici am rămas tot așa un pic foarte, foarte surprins și nu înțeleg de ce se face acest lucru. Deci dumneavoastră credeți că exportul de grâu trebuia să continue? Cu siguranță. Deci nu este niciun motiv pentru a veni cu asemenea măsuri absolut negândite, care au doar un substrat politic și încercare de PR și poate de a sustrage atenția opiniei publice de la problemele reale, la ceea ce am văzut noi cu fundul gol la Giurgiulești. Dar nu ne-a spus până la urmă gândul, totuși, ce condiții impunea Bucureștiul ca să fie
accesate și celelalte milioane de euro. Eu cred că dacă dumneavoastră o să contactați pe domnul prim-ministru în exercițiu interimar, domnul Ciucoi, o să vă aducă toată informația. Indiferent, chiar o foaie albă să-ți remită partenerul, indiferent de unde vine, deci instituțiile trebuie să examineze, așa e procedura dacă nu suntem stat. Dacă nu suntem stat și încheiem un acord imediat când se propune ceva, atunci nu merg lucrurile. Deci, încă o dată, încercarea de a pasa responsabilitatea nevalorificării timp de 10 ani a 100 de milioane de euro pe guvernul care a primit, care a stat ultima lună la, zicem, după ce a venit răspunsul României, e cel puțin, știți, așa... Dumneavoastră ziceți că integrarea europeană ar ajuta ca să fie rezolvată mai ușor problema transnistreană? Cu siguranță, eu nu cred că noi avem altă șansă de a reintegra partea sau partea stânganistă decât de a găsi acest format de a intra în Uniunea Europeană. Transnistria sau partea din Transnistria este tot mai puternic legată economic de Uniunea Europeană, în special de România, apropo, cât de straniu n-ar suna. Deci și legăturile economice ar fi unul din primele elemente care ar convinge cumva partea, zicem, respectivă pentru integrare. Și eu sunt sigur că atunci când intrăm în Uniunea Europeană, un statut special al acestei regiuni este cu mult mai ușor, pe de o parte, de agreat cu partenerii, și pe de altă parte ar fi acceptabil și aici la Chișinău, pentru că acum orice statut nu l-am discutat noi pentru partea asta o să provoace nemulțumiri de o parte și alta. Când dar ești, se pare că UE nu ești... acceptă parcurs european al statelor care au conflicte înghețate. Tocmai de atât, asta este o cale, deci anume tratativele de a intra ca o țară integră în Uniunea Europeană, este și o cale de a rezolva acest diferend. Repet, încă o dată, nu este posibil să agreăm un statut special pentru Transnistria atâta timp cât pe noi ne bate vântul, iertați-mă, aici la Chișinău. Tot timpul se vor găsi la Chișinău acei care vor să aducă partea transnistriană, exact ca și cu diaspora, apropo, care vor să o aducă și acei care nu vor. Și apropo, este același raționament. Cu cine votează cetățenii noștri din Transnistria? Unii, dacă îi aduci, zic că ăștia o să voteze, scuzați, ăștia o să voteze cu albii. Dacă nu îi aduci, ăștia o să voteze cu negri. Deci, din păcate, avem și aici scindare foarte, foarte ipocrită, apropo. Dependența Republicii Moldova de achiziția energiei electrice de la Cuciurgan, cât de vulnerabilă rămâne a fi? Din păcate, Republica Moldova este o țară care importă, practic, resurse energetice, în primul rând gaz și petrol, la 100%. Capacitatea de generare a energiei electrice la noi, îmi pare că nu depășește 75%, juca de la 70% până la cât, am trecut mai mult. Noi suntem dependenți de importul de energie electrică. În diferite timpuri și perioade am importat, am procurat fie de Ucraina, fie am procurat de la Cuciurgan. Dar procedura este în felul următor. În fiecare an se organizează licitație, respectiv operatorii participă, cine dă cel mai mic preț, acela câștigă. De exemplu, anul trecut așa a fost. Și dar am înțeles că practic a câștigat unul și același agent. Dacă tot vine cu 5 sau 7 cenți mai ieftin la kilowatt decât concurenții săi, în mod normal nimeni nu își ia responsabilitatea să încheie contract, de exemplu, cu alții. Da? Deci așa a câștigat, că a venit cu preț. Ați văzut cu cât a fost mai ieftin anul trecut. Îmi pare că de la 57 în 2019 la 49 de cenți în 2020. Dar ce e important de menționat aici? Noi de ce vrem să facem conexiunea asta sistemului energetic din Moldova cu cel european? Asta încă o să ne ofere mai multe alternative energetice și atunci nu vor participa 2-3 la aceste licitații operatorii din Ucraina cu Ciurgan, dar sperăm că să participe și din partea occidentală. De ce nu devine funcțional gazoductul Iași-Chișinău? Gazoductul Iași-Chișinău, slavă Domnului, iarăși anul trecut nimeni n-a vrut să remarce faptul că în sfârșit a fost construit și dat în exploatare. Nu știu de ce aceasta s-a lăsat așa. De ce nu devine funcțional? Înțeleg pe partea de infrastructură, pe partea română mai sunt câteva elemente care trebuie de pus în funcțiune, dar cred că nu aici e marea problemă. Marea problemă este că iarăși conjunctura
se schimbă pe piețele energetice, continuă mai departe să fie mai convenabil de procurat încă din est. Asta nu înseamnă că va fi tot timpul. Și în general, eu cred că acest gazoduct, cel puțin în măsura în care eu înțeleg lucrurile, este construit nu atâta de a curge gazul prin țări? Nu atâta de a căuta furnizori alternativi, pentru că toți furnizorii cei alternativi, până la urmă, tot din Siberia iau, cumpără gazul, da? Dar este pentru a evita situații care le-am avut în 2008-2009 și era cât pe ce să o avem în ianuarie 2020, când Rusia și cu țara tranzitor de gaze nu ajung la un numitor comun și noi rămânem fără gaz în țară. Iată de aceea, tot timpul e bine să ai o sursă alternativă. Și când ajungi iarna, pe 1 ianuarie sau 2 ianuarie cu minus 20 și nu mai vine gazul pe conducta sau pe ruta tradițională, atunci tu nu te uiți că costă gazul, de exemplu, pe cealaltă alternativă cu 10 sau 20% mai scump. Deschizi robinetul, plătești, că altfel îngheți, da? Deci eu aici văd raționamentul principal. Că ruginește sau nu ruginește țava, eu nu cred că ea ruginește, sunt procedii tehnice, eu cred că ea e împlută cu gaz și știu inginerii cum să nu admită acest lucru și eu cred că în lume există multe gazoducte care sunt funcționale, dar nu sunt utilizate la o etapă oarecare, cum sunt și multe autocamioane care stau la parcare, deși rolul lor este să transporte ceva. Creșterea prețului la carburanți dă mari bătăi de cap pe piața Republicii Moldova. Ce ne puteți spune ca să-i convingeți pe toți? Când sunt argumentate aceste creșteri de prețuri și când nu? Aici o să fac chiar și o remarcă ca un economist, în primul rând, și un om care nu-i place să vină cu populisme și așa, promisiuni goale. În primul rând, noi trebuie să înțelegem că încă din 94, când am aprobat, sau 95, când am aprobat Constituția, acolo e scris, economia Republicii Moldova este economie de piață. Ceea ce înseamnă că nu mai este Gosplanul, care spune odată în 3 ani cât e prețul și încă îl imprimă pe orice articol, cum era înainte. Deci, economia de piață înseamnă jocul prețurilor, fie sus, fie jos. Noi toți ne dorim să fie în jos. Deși asta e contrar legilor economice, credeți-mă. În fiecare an este inflație și prețul trebuie ajustate. În cazul produselor petroliere, 100% de produse petroliere noi le procurăm de pe piața externă, dar chiar dacă le-am procurat piața internă, prețurile la benzină motorină depinde evoluția prețului la petrol pe piețele internaționale. Dacă ați urmărit evoluția din toamna anului 2020 până acum, vedeți că le cresc. Asta e primul moment. Al doilea moment. Este clar că această piață este reglementată de ANRE, care trebuie să verifice cât e profitul la enorma asta de rentabilitate. Eu cred că acolo sunt rezerve, eu cred că până la urmă nu este o monitorizare foarte bună, dar încercările astea de a trece de la un sistem de monitorizare la altul în fiecare an, tot le consider un pic de ochiate. Noi am renunțat la momentul ăsta cu plafonarea prețurilor odată în 2 săptămâni, cu 2 ani în urmă, nu de viață bună sau că cineva a vrut să ridice prețurile la petrol. Nu funcționa mecanismul acela, tot așa cum nu funcționează acesta. Problema este că noi nu știm încă a monitoriza bine profitul ăsta pe care îl au companiile. Trebuie de recunoscut. Și asta e o istorie care ține încă din 2000 încoace și nu-i ultimul an. De ce? Iarăși suntem mai mult pe partea speculativă. Nu a ridicat Sandu prețurile la petrol, nu le-a coborât Chicu în 2020, astea sunt procese normale. Altceva, că instituțiile statului, și aici vorbim în primul rând de ANRE, trebuie să vadă, se încadrează ridicarea aceasta, creșterea asta de preț în normele respective sau nu. Consiliul Concurenței trebuie să vadă cum asta agentul ABCD într-o noapte simultan ridică prețul. Da, și tot așa mai departe. De cartel deci, care mai există. Deci, nu însăși abordarea că se schimbă prețurile este contrar legilor economice, dar modul în care instituțiile... Dacă s-a ridicat și lefurile cum se ridică prețurile, atunci lumea probabil ar fi mai mulțumită. Când înregistrați niciodată partidul? Niciodată nu o să ajungă lefurile după prețuri. Este important să dezvoltăm economia, să lucrăm și o să avem șelefuri și tot așa mai departe. Când va fi înregistrat partidul? Conform legislației, abia am lansat grupul de inițiere, de inițiativă despre care am vorbit. Am început să invităm, ademenim membrii în formațiuni, pentru că cunoașteți, trebuie să prezentăm la ASP cel puțin o listă cu 1000 de membri ai formațiunii. Noi o să finalizăm, cred, procesul de invitație
invitații a membrilor pe parcursul săptămânii viitoare. Ulterior vom face a doua ședință a grupului de inițiativă, vom convoca congresul respectiv, deci, de constituire, și eu cred că către sfârșitul lunii aprilie vom depune actele la Agenția Servicii Publice. Starea de urgență priește formațiunii ca să se poată lansa în campanie electorală, eventual pentru anticipatele din toamnă, așa cum ziceți dumneavoastră. Eventual priește, dar dacă îți pui doar scop sau unicul scop în viața acestei formațiuni să participe la o campanie electorală sau la altă, la Dar o să participați la anticipate dacă se dezolvă Parlament. Dacă reușim să înregistrăm formațiunea și reușim să venim cu mesaje credibile în fața oamenilor, o să participăm. Dacă nu, o să decidem. Pe câte procente contați? Este prematur să spun, bineînțeles, scopul oricărei formațiuni este pentru a-și promova ideile și obiectivele, este să intre fie în Parlament, fie în consilii locale unde sunt. Eu sunt sigur că în Republica Moldova există suficienți oameni care nu tolerează populismul deșart, nu mai primesc promisiuni de astea că în două zile o să-ți majorăm pensia de 10 ori sau salariile sau că o să te ducem cu avionul nu știu unde, și noi contăm anume pe acest segment de oameni, în primul rând intelectuali, care stau, din păcate, așa în umbră, în expectativă, au fost de atâtea ori dezamăgiți și, o să mai folosesc o dată termenul ăsta, fentați, pentru că la noi clasa politică acționează de așa manieră și cu partenerii externi, dar și cu cetățenii, în primul rând cu intelectuali. Deci eu cred că noi avem aici posibilitatea să convingem oamenii, ori acele obiective despre care vorbim, chiar cred că pot fi un element consolidator a societății noastre. Mulțumim pentru discuție, succese, și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc mult pentru invitație, succes și sănătate, vreau.